Da, o să vă dau așa un răspuns de departe. Să știți că oamenilor le e frică și să, ca nu cumva angajatorii să află că au o anumită boală și să-și piardă locul de muncă. Și îmi pare rău să zic, dar stigma există în continuare la locul de muncă și cel puțin în domeniul în care eu activez al hepatitelor virale, după pandemie, situația s-a accentuat. Și vă spun că și din cauza asta unii dintre ei nu se duc și de multe ori privesc că, deși sunt foarte bucuroși că au aceste abonamente medicale, sunt în același timp foarte temători, pentru că dacă angajatorul meu află că am o hepatită, nu vreau să vă spun, dar să știți că încă sunt oameni care își pierd locul de muncă din cauza unei astfel de patologii, iar doamna doctor cu siguranță observă în spitale. Aceasta este o problemă. Pe de altă parte, o să vă rog să mă las să vă lăsați să termin prezentarea, pentru că e important. Pe de altă parte, abonamentele private nu sunt accesibile tocmai persoanelor care au cea mai mare nevoie de ele și vorbesc de cei din mediul rural. Vă garantez că niciun angajator care are un magazin sătesc nu o să aibă un abonament la dumneavoastră și, în general, niciun abonament privat, decât poate patroana, poate cineva care își permite, pentru că majoritatea angajaților din acest domeniu sunt plătiți cu salariu minim pe economie și nimeni nu are interesul ca omul să lipsească măcar o zi de la serviciu. Dacă o să vă uitați, oamenii ăia nici nu prea au mult concediu medical, nici nu prea au multe concedii de odihnă, pentru că trebuie să fie în permanență la locul de muncă. Din păcate, există această, să spunem, prăpastie între mediul urban și mediul rural și există această prăpastie, apropo de personalizare și de ceea ce spuneam, de ceea ce discutam mai înainte, de cum îi convingem pe oameni să ajungă la anumite investigații, chiar la continuarea unor investigații, și aici pot să vorbesc de proiectul Livero 2 Sud, unde sunt și specialist de comunicare și pot să vă zic că, la fel ca și în alte programe, cam 20-30% dintre oameni refuză continuarea investigațiilor, fie pentru că nu acceptă boala, fie din motive care țin de ordin religios, cultural, local. Și acum o să mă întorc la subiectul pe care îl doream să îl abordez, apropo de inechitățile cu care se confruntă pacientul hepatic, care aparent are o legislație extraordinară și aparent, vă spun sincer că toată lumea, de exemplu, hepatitelor spun, chiar și mai înainte discutam, da, s-au făcut niște pași extraordinari în ceea ce înseamnă eliminarea hepatitelor virale în România. Avem acel plan strategic de eliminare a hepatitelor, din care se pune în aplicare proiectul Livero. Pentru că acest Livero este partea planului strategic de eliminare a hepatitelor virale. Ceea ce este extraordinar, pentru că sunt medici de familie care au beneficiat de training, sunt medici de familie care testează și vorbeam mai înainte de ceea ce se întâmplă. O să avem în curând pe 24 de județe anul viitor date noi de prevalență și o să vedem cum stăm. Deja vedem niște date care sunt încurajatoare. Deja vedem efectele vaccinării. Apropo de cât de importantă este vaccinarea și trebuie încurajată vaccinarea adulților. Avem în continuare un program de tratament pe programul cost volum rezultat în ceea ce înseamnă hepatita C, unde România este lider regional și chiar la nivel european suntem, dacă nu mă înșel, undeva pe locul 6, parcă eram la un moment dat, apropo de numărul de pacienți tratați. Dar, și aici mergem cu darul. Teoretic, un pacient cu hepatită virală B sau C, sau B plus delta, are acces pe spitalizare de zi la o mulțime de investigații. Sunteți medic de familie și cu siguranță și doamna doctor Simin Florescu poate să spună, pacienții în realitate aleargă după spitalele unde își pot face aceste investigații. Deci avem legislația, dar nu avem cum să o aplicăm. Este imposibil, pentru că fiecare spital decide, este vorba de politica locală și apropo de finanțe, și, de fapt, pe termen scurt, mediu și lung, autoritățile și statul nu câștigă bani, vă garantez că pierde. De ce? Pentru că cel puțin jumătate dintre acești pacienți nu își vor face investigațiile la timp. Boala lor se va accentua și vom găsi pe secțiile de gastroenterologie sau de boli infecțioase cu complicații. Avem o lege din decembrie anul trecut, prin care pacienții neasigurați cu hepatită virală B și C ar trebui să beneficieze de aceleași drepturi ca și pacienții neasigurați. Legea este publicată în Monitor Oficial. Din păcate, pentru că nu vine și legislația complementară, ea nu poate fi încă aplicată. Și dacă vorbim de boli infecțioase, eu pot să adaug că pentru un pacient cu hepatită este o stigmă în plus. De ce? Pentru că, conform MMS-ului, tuberculoza, HIV-ul, bolile cu transmitere sexuală și hepatita ar trebui să beneficieze cumva de aceleași măsuri. Adică ești pacient depistat cu un virus hepatitic B sau C sau B plus delta, nu ar trebui să-ți mai pui problema că ești asigurat sau neasigurat.
Ar trebui automat, l-am depistat, i-am oferit acces la investigații și tratament. Lucrul acesta nu se întâmplă. Asta este o altă inechitate și, apropo de faptul că avem legislație. Avem o legislație prin care medicii de familie, în pachetul de bază, pot, dacă consideră și au în față un pacient din 2018, pot testa un pacient pentru infecția cu virusul hepatitic B și C. Minunat! Problema este că de cele mai multe ori laboratorul nu mai are fonduri și pacientul merge după principiul, mă simt bine, mie oricum nu mi se poate întâmpla cum eu, care sunt așa frumos și bine, cum pot să am, și atunci legea nu se aplică. Mai avem încă o altă problemă, dreptul la viață. Ni se vorbim de accesul la medicație. Vă spun sincer, în acest moment situația cea mai gravă și cu adevărat gravă este pe hepatita B plus Delta, unde avem interferonul, care când este, când nu este de pe piață, chiar vorbeam cu domnul președinte ADM, cu domnul Prisada și așteptăm doze noi, dar în acest timp pacienții au făcut întrerupere de tratament, iar medicii disperați, pentru că s-au tot săturat de aceste întreruperi și de aceste pauze, preferă să aștepte noua terapie. Și aici ne întoarcem la cuvântul predictibilitate. În acest moment, nici noi, ca și pacienți, nu avem o predictibilitate. Știm că Agenția Națională a Medicamentului aprobă un medicament, dar nu știm când se întâmplă, când îl vom vedea și compensat, când vom ști că suntem beneficiarii lui de drept. Iarăși să ne întoarcem la costuri. Statul român, în timpul acesta, vă spun că nu economisește nimic, în continuare pierde. Într-o patologie cum este cu infecția B plus Delta, nu sunt medic, dar văd din pacienții care ne sună și ne contactează, în 4-5 ani poți să fii o persoană cu un grad de fibroză incipient, fibroză 0, fibroză 1, și dacă ești ghinionist, poți să fii un pacient cu ciroză, pentru că nu ți s-a acordat acest drept la viață. Avem așa o inechitate, parcă și între pași, parcă câteodată avem senzația că ne sabotăm singuri. La nivel internațional, România este pusă așa sus. Uite, câți pași am făcut, câte lucruri minunate am făcut în hepatitele virale și suntem dați ca exemplu pozitiv. Dar nimeni nu poate să înțeleagă de ce nu încercăm o dată pentru totdeauna să închidem cercul și în felul acesta să salvăm vieți. Avem medici care vor să-și facă treaba, avem pacienți care abia așteaptă tratamentul, lucru foarte important, complianța la tratament este una pe care am văzut-o destul de bună, dar nu reușim să închidem cercul și noi doar credem că economisim bani, dar nu, de fapt pierdem. Ați dat mai multe exemple legate de măsuri care sunt menționate în legislație secundară sau primară și care nu se aplică. Așa, dacă ați putea să rezumați foarte pe scurt care sunt motivele. Motivele sunt lipsă de fonduri, indolență, incapacitate administrativă, descentralizare prea mare, fragmentare prea mare? Că e să ne referim la accesul la investigații, ține clar de lipsa de fonduri, pentru că vorbesc cu mulți manageri de spitale care spun nu avem cum, nu ne permitem și gândiți-vă că în unele cazuri e nevoie de achiziție de aparatură. Să nu ne gândim, spitalul trebuie să-și achiziționeze un fibroscan, aparatul pentru a face o încărcătură virală, sunt exemple. În cazul 2 legat de legislație, cred că, nu știu, chiar întrebarea dacă ar mai fi fost aici reprezentantul Ministerului, de ce se amână ca această legislație să fie aplicată? Pentru că, până la urmă, noi ne-am uitat și pe Livero și am văzut, nu ar fi între 4 și 10% din populația, din pacienții cu hepatită să ne asigurați, adică sunt imposibil de a fi asigurați, pentru că nu pot fi nici cu asigurați, nu găsim nicio măsură. Pentru acești oameni, de fapt, dacă i-ai ajuta să se asigure, ai stopa răspândirea bolii. Tu, pentru fiecare pacient care nu îi dai acces la investigații și la tratament gratuit pentru că este neasigurat, de fapt, între ghilimele, te asiguri că mai faci noi infectări. Avem prevalență în scădere, dar asta nu se știe cât va dura. De acești pacienți nu sunt asigurați? De care vor... Nu sunt automat asigurați. Nu sunt asigurați prin boală, așa cum se întâmplă în cazul diabetului, a cancerului, a tuberculozei. La asta se referă doamna Debu. Deci vorbim de pacienți care... diagnosticați. Care diagnosticați și care nu fac parte la momentul diagnosticului din categoria asiguraților. Nici și, nu devin asigurați. Nici exact, nu devin exact ceea asigurați. Ce spuneam de inechitate, pentru că, știți, pare aiurea, dar trebuie să te rogi să ai cu infecția cu HIV sau să ai diabet sau altă boală ca să intri pe zona de asigurare. Mie, mi se pare, și am vorbit cu doamna de bună înainte,
Mi se pare absolut fabulos, am pomenit eu așa, în pachetul de analize în prevenție, îmi intră frite 4, deși TSH-ul e absolut suficient ca să văd ce se întâmplă cu patologia tiroidiană, îmi intră raport albumină creatinină urinară, care nu ar trebui să fie screening populațional, în schimb nu-mi intră virusurile hepatice, adică sunt niște lucruri care... Da, păi vorbim, dacă citești literatură medicală... Da, am discutat și în panelul anterior despre nevoia de a evalua critic, nu doar listele de medicamente și listele cozvolum, ci și pachetele de servicii medicale oferite în cadrul asigurărilor. Da. Când permite să mai fac o completare, ar mai fi o zonă pe care cred că trebuie neapărat să o acoperim, aceea a prevenției în rândul tinerilor. Și vorbesc de prevenție nu doar pe ceea ce înseamnă hepatitele virale. Atenție mare că vin din urmă steatozele, neșurile, hepatitele non-alcoolice, care vor fi o problemă și pentru România, așa cum deja se întâmplă în vestul Europei, și sunt și acei pacienți care au fost vindecați de infecția cu virusul hepatitic C, dar au rămas cu afectare hepatică și au nevoie să fie luați în considerare. Sincer, ar fi absolut normal ca în toate spitalele și oriunde, printr-o campanie a statului român, când a ajuns pacientul să-i să dea o hârtiuță să o citească, că mulți citeze pe internet toate prostioarele, ca să zic așa, și la școală, la tineri, de la gimnaziu, de la liceu, nu trebuie mult, ceva ca să aibă un să schimbe stilul de viață. Mulțumesc frumos pentru intervenția foarte concretă.